Fii atent, fii atent, fii atent, prima reacție a lui Meme pe Facebook, tare reacția lui Meme. Da. Fii atent, nu, bună reacția lui Meme. Bună, 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 bună. Da. Bună de tot reacția lui Meme pe Facebook. Fii atent. Mihai Stoica spune doar atât. Radaslavescu schimbat în minutul 28, umilit. Farul FCSB 0-1. Kiki și Baravicaș schimbați în minutele 27 și 35, decizii tactice la FCSB Farul 2-3. Prea mulți specialiști, prea puține meciuri. Bună, rău de tot. Bună, bună lumea mea. Ba da, ba da. Nu, îi dau dreptate. Stai. Bun. Ok. Nu, bună. Pe buzele lui Kiki și a lui Baravicaș. Da. Ambele făcute de patron, nu? Ambele făcute de patron. Toate. Nu, ăla e patronul Hagi la Kiki și Baravicaș. Nu, pe buzele lui la aia doi nu s-a văzut ce s-a văzut pe buzele lui Panțăru. Eu spun că Gigi Panțăru, da, lui Radaslavescu. Doamne iartă-mă, lui Radaslavescu. Deci Gigi Daia l-a schimbat că s-a văzut urât tare și tactic, dar și pentru aia. Că se înjura cu spectatorii în timpul meciului. Nu prea vezi pe afară pe ăștia să înjure, să be... Doamne, bă, da, mai știm, Aline, și noi un pic de Burkina Beza și ne dăm, Aline, seama când înjură. Aline, dar inteligentă reacția lui Meme. Da, e o comparație. Bună, are de, nu, super tare. Și are dreptate. Fă mă auzi, tot ce face Hagi e geniu. Da, ca așa e presa, știi cum e. Tot ce face Hagi, geniu. Mai înțeles, când o face Gigi sau cine o face Haralambus, e o umilință. Gigi a făcut un lucru foarte bun schimbându-l. Oricine îl schimba, Sorine, și nu accepta. Sorine, cum ți s-a părut povestea? Este decizie tactică bună sau umilință? Tu unde ești? Nu știu, nu mă interesează. Nu văd... Nu, părerea ta, că a fost antrenor. Eu n-am văzut o decizie tactică. Asta n-a fost tactică. A fost o chestie de pedeapsă. Aha. Probabil. Dacă o luăm în sensul că i s-a văzut pe buze neaoșismul din el, ce a exprimat acolo, expresia aia neaoșismă, de neaoș, neaoșă, nu? Da? Atunci este o schimbare pentru a-l pedepsi. Uh-huh. În rest, problema tactică nu mi s-a părut că copilul, eu știu, în jocul care l-a arătat până în acel minut ar fi fost, cum să spune, chiar piesa din angrenaj care nu mergea FCSB-ului. Tot FCSB-ul juca, nu numai, erau mulți care nu mergeau bine. Dar probabil că, întrebați-l pe Gigi, probabil că asta a și fost gândirea lui când a făcut schimbarea. A explicat, a intrat Gigi mai devreme și a explicat-o. Pentru jurătură? A explicat tot. Da, a zis că și pentru, deci a fost pentru jurătură, dar principalul nu. Gigi a zis că principalul a fost că n-a jucat. Că și minutul 2 l-a dat mingea la aia. Și că el nu stă să piardă milioane de euro, că Radaslavescu nu e în stare să vină în apărare sau să dea o pasă bună. Păi, na, asta, atitudinea lui sau caracteristica asta lui de a alerga mai puțin sau ăla nu e acum la meciul ăsta. Da, corect.